in Sacramento. Să transmit un mesaj familiei Bodnariu. To send a message to the Bodnariu family. Vreau să le transmit în numele dumneavoastră că Dumnezeu le ascultă rugăciunea. We would like to send them in the name of all of us here that God hears their prayer. Și că cineva se gândește la ei în toată lumea aceasta. And that somebody is thinking about them all over the world today. De aceea suntem în suportul acestei familii. That is why we stand united in support for this family. Vrem să transmitem dragostea noastră față de ei. We want to show and send our love to them. Să știe că nu sunt singuri în lume. So that they know that they are not alone in this world. Că noi suntem alături de ei. That we stand together with them. Că rugăciunea noastră e la Dumnezeu în numele lor. That our prayer is lifted up to God in their names. Și bebelușul care se află acasă este un răspuns al lui Dumnezeu la rugăciunile celor care s-au rugat. The baby, the little child that is home right now, he is an answer to the prayers that have been lifted up. De asemenea, în ziua de astăzi, that is why also today, vrem să vorbim împotriva deciziilor incorrecte a statului din Norvegia. We would like to speak against the incorrect decisions made by the state in Norway. Familia este atacată. Oameni morali și oameni buni li s-a luat copiii. People that are moral and good people, their children have been taken away. Aceasta însemnează că familia aceasta a fost abuzată din punct de vedere emotiv. This means that this family has been abused for no reason. Din punct de vedere social, because of a social situation. Din punct de vedere spiritual, ei au fost abuzați. Even spiritually speaking, they have been abused. Copiii au trecut printr-o traumă prin care numai Dumnezeu le poate vindeca. The children are going through a trauma that only God can heal. Dar trauma aceasta cred că au simțit-o mult mai mult părinții care i-au crescut. But I think that the parents felt this trauma even more than these children that they have raised. Și noi suntem aici astăzi. And we are here today. Să declarăm că ceea ce s-a întâmplat față de familia lor. To declare that what has taken place against their family. Este o mare nedreptate. It's a great injustice. Și că părinții sunt lipsiți de privilegiul de a avea grijă de copiii lor. That the parents have been taken the right to take care of their children. De aceea vorbim împotriva acestei situații. That is why we speak against this very situation. Și în al treilea rând vreau să ne audă Norvegia. And thirdly, we would like Norway to hear us. Yes. Norvegia are nevoie de Dumnezeu. Norway, you need God. Are nevoie ca familia să fie din nou ce trebuie să fie. Avem nevoie de creștini autentici. Și Dumnezeu v-a dat o familie ca Bodnariu să vă arate un exemplu de oameni al lui Dumnezeu. Pentru că ei sunt oameni care sunt dedicați Domnului lui Dumnezeu. Sunt oameni morali și un exemplu pentru toți cetățenii. They are moral and an example for all the citizens of Norway. Avem nevoie să vă îndemnăm în ziua de astăzi, Norvegia. We need to encourage you on this day. Să vă reveniți în fire. Come to your senses. Lăsați copilașii să meargă acasă. Let the children go home. Lăsați copilașii să meargă acasă. Let the children go home. Părinții să fie din nou împreună cu copiii. Let the parents be reunited with their children. Pentru ca bucuria lor să fie mare. So that their joy can be great. Și noi din întreaga lume să nu mai facem proteste. And we from the entire world will not have to protest anymore. Nu ne vom opri până când familia nu va fi reunită. No, we will not stop until the family is reunited. Vom striga pentru Dumnezeu. Și ne vom ruga până Dumnezeu va lucra. And we will pray until the Lord answers. Și vom continua protestele până când ne veți înțelege. Until you understand us. Dumnezeu să binecuvinteze Norvegia. May God bless Norway. Dumnezeu să schimbe Barvernetul. May God change Barvernet. Și Dumnezeu să reunească familia Bodnariu. And may God reunite the Bodnari family. God bless you. Together, we can do greater things. Let's shout together. Unite, we stand. Unite, we stand. Unite, we stand. Unite, we stand. And let us voices be heard here
in the state capital, and let's say together what we believe in. God created family, man, woman, children. God created family, man, woman, children. God created family, man, woman, children. We support the family. We support the family. We support the family. We support the family. So help us, God. Good job, man. Good job. Make some noise. Let's go. Children. Ce ai face dacă ți s-ar lua un copil din familie? Ce ai face dacă cineva încerca să-ți destrame familia? Haideți să unim în această cântare spre finalul întâlnirii noastre. Ce minunat e să fii dintr-o familie. Haideți cu tot.